și pe Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord. Gigi, salut! Bună ziua, bună ziua! Salut, bună salut, ziua, salut! Tine. Gigi, salut. Cum ai văzut din punct de vedere al fanului? Știi cum e, voi nu sunteți specialiști, voi sunteți suporteri, iubiți fotbalul, faceți galerie, iubiți o echipă, au tot vorbit specialiști. Ieri și acum în emisiune l-am avut și pe domnul Igna și așa mai departe. Voi, fanilor, oamenilor, până la urmă, care vă uitați la meciuri, cum vi s-au părut explicațiile șefului arbitrilor? Catastrofale! Ce mai poți să mai spui așa ceva, să vii să dai explicații în fața? Poți să-i spui ceva domnului Crăciunescu? Poți să-i spui ceva domnului Porumboiu? Poți să-i spui ceva arbitrilor internațional care au făcut ceva pentru arbitrajul românesc? Au arbitrat în urmă cu ani, zeci de ani de zile, meciuri puternice și să vii să ne arunci sare în ochi? Asta, nu știu ce să mai zic, dar domnul Burleanu ar trebui să-l ia de mânuță și să plece împreună. Să plece împreună, să ne lase, că și așa a distrus fotbalul ăsta. N-am nimic cu domnul Burleanu, n-am nimic, dar în momentul în care domnul Burleanu acceptă aceste... Acum unde... știi cum e, trebuie să vedem dacă o să accepte, că acum știi cum e, doar nu putea să ia o decizie azi noapte. Dacă sunt frați, ce să mai accepti? Dar trebuia imediat să ieși, băi, n-aia... Vasef, cum te cheamă? Să nu știu, eu îi pierd mereu numele pe drum. Chiros Vasaras îl cheamă. Vasaras. Du-te, bă, frate, acasă, rămâi acolo unde ești la UEFA, rămâi acolo. Uh-huh. Du-te, lasă-ne. Cum să vii cu explicațiile astea? Nu există intensitate, nu există intenție când îl zboară pe Coman pe sus. Hai să spui că o scoți tu, că picior jos, picior sus, picior în lateral, unde vrei tu. Dar când se vine din spate... Eu așa am văzut și eu de când cunosc eu fotbalul ăsta și mă uit de vreo 40 de ani așa și mai văd și eu la anumite meciuri de fotbal în Europa. Cum e posibil să vii să dai exemple din Anglia? Păi în Anglia stătea și 5 etape. Cum îl cheamă? Că am uitat că l-a lovit pe companiu. Grigore. Grigore. Păi da. Cum e posibil așa ceva să vii cu explicație când se vede clar talpă, sus, între gambă și pe peroneu. Ce să mai o dăm cu... Stai că-i pe gleznă, stai pe... Roșu direct, nici nu trebuia să mai discuți. Și acum venim cu explicații și spunem, domne, știți, vii cu laptopul să ne arăți pe ecran că vezi, doamne, nu e așa. Nu, e bătaie de joc. În punctul meu de vedere e bătaie de joc. Nu știu, cum comentați dumneavoastră, specialiștii toți care am auzit și eu, au spus clar, domne, ce tot vine acest om cu baligănele la noi și cu tâmpenile astea. E roșu, clar. Și la revedere, ce tot trebuie să ne mai... Eu am fost ieri la bază, am vorbit cu Florinel, m-am uitat la piciorul lui. Păi, acest băiat putea să-i sfârșească cariera din partea cui. Nu am nimic acum. Sunt jucător de fotbal, se poate greși. Și Lăcătuș a greșit când l-a lovit pe... cum îl cheamă? Moldovan, parcă, sau Moldoveanu, nu mai știu cum îl cheamă. De la Ardeleanu, Ardeleanu. Ardeleanu, da? Care băiatul ăla, de exemplu, a ajuns pe la Bacău, pe acolo, prin nu știu ce sat, are grijă de mama lui și unde i s-a sfârșit cariera la 25 de ani. Deci, nu e vorba de asta. Sunt jucători de fotbal, într-adevăr, da, ca arbitru să nu iei măsurile care trebuie. Băi, am înțeles că și-a cerut scuze acum, ce face, îl contrazice și pe domnul... Nu, eu asta nu cred. Ai tu vreo dovadă că și-a cerut scuze? Astea-s poveștile lui Gigi, astea că și-a cerut scuze. Nu. Nu, din presă am înțeles. Nu e adevărat. Că... Gigi Becali a spus că l-a sunat... Nu, că nu Feșnic i-a cerut scuze, n-are nicio dovadă. Nici Gigi, astea-s poveștile lui Gigi. Că i-am dat mesaje până la 7 dimineața, că nu i-a răspuns Feșnic, a spus domnul Becali, că nu i-a răspuns Feșnic la niciun mesaj, dacă vezi, doamne, prin altcineva i-ar fi cerut scuze. Astea-s poveștile lui Gigi, simbalivernele lui Gigi. Fac pariu că n-a cerut Feșnic scuze la nimeni. Nu știu, nu vreau să contrazic, nu știu. Păi, dar nu avem nicio dovadă, așa, da, orice poți să spui. E ok, dar măcar să o facă. Păi, de ce
ce să o facă? Că șeful arbitrilor a venit și a spus șefului direct că nu tu Gigi e șeful lui, da? El dă socoteală domnului Vasară. Domnul Vasară s-a spus că a arbitrat impecabil și că ambele faze sunt... ambele, nicio fază nu e de roșu. Păi ce treabă să aibă Feșnic? De ce să-și ceară scuze, Feșnic? Da, am înțeles. Ba din contră, locul lui Feșnic va-și cere despăgubiri. Tot fotbalul românesc merge extraordinar de bine. Gigi, în locul lui Feșnic, i-aș cere despăgubiri lui Gigi. L-aș da în judecată și pe Gigi și pe voi. Da. Da, păi dacă a venit șeful arbitrilor, a venit șeful meu, da, îl mare, și a zis, impecabil, ia bă la tribunal, cu becali, cu mustață, cu toți. Exact ca dânsul, impecabil exact ca dânsul. Deci, dacă acum nu se recunoaște aceste lucruri și vii cu balivernele astea să-ți faci joc de fotbalul românesc, și așa fotbalul românesc, să mă ierte domnul Vochin, că am înțeles că i-am auzit vocea acolo. Da. Nu vorbește, dar e bine Vochin, că i-ați auzit vocea. Da. Să mă ierte domnul Vochin că spun, dar ar trebui domnul Burleanu să ia pe toți așa de mânuță și să se ducă, să-mi spună și mie ce performanțe au fost. Eu niciodată n-am, și cred că știe și domnul Vochin, știe toată lumea, noi niciodată nu am contestat conducerea federației, da? N-am contestat, n-am înjurat, am fost la meciurile echipei naționale, am încurajat echipa națională. Înțeleg că se vor schimba lucrurile. Dar nu se poate să vină domnul, Basaris, cum îl cheamă, și domnul Burleanu să accepte. Dacă a acceptat domnul Burleanu, îmi pare rău să o spun, dar ar trebui să ia tot ce a venit, toată echipa, să o ia de mânuță așa și să se ducă, pentru că după aia trebuie să dăm înapoi timpul și să vedem performanțele echipei naționale. Pentru că oamenii știți cum e. Se răzbună pe intern pe ceea ce se întâmplă la echipa națională. N-ai jucători de fotbal. N-ai echipă națională. Nu ai nicio performanță la echipa națională de când ai venit președinte. Dacă vreți să începem să ne luăm, să începem să reproșăm. Dar nu mi se pare corect ca domnul Burleanu acum, n-am nimic cu dânsul, să-și facă meseria, treaba lui, e ales de către toți președinții de cluburi, dar din punctul meu de vedere, dacă dânsul nu face nimic pentru federația asta și pentru fotbalul românesc, fotbalul românesc o ia înapoi. Începem să regretăm cum ne doream cu toții, dacă vă aduceți aminte. Și tu, Horia, la fel, n-ai cum să nu știi, și domnul Vochin la fel, când ne doream să plece de la LPF-ul și de la federație, Mircea Sandu, și cu... ne face să regretăm că au plecat de acolo. Îl veți contesta la meciuri pe domnul Burleanu, la meciul echipei naționale? Veți fi de acum împotriva lui sau nu? Nu știu, deocamdată eu nu sunt genul de om să mă duc. Eu mă duc să-mi încurajez echipa națională, dar dacă oamenii consideră că trebuie să o facă, eu nu mă opun. Pentru că nu mi se pare corect să lași pe acest om care e de 8 ani în Federația Română de Fotbal la CCA, nu? Așa îi spune, nu? La arbitraj. Și domnul Burleanu să spună că este regele și nu mai știu, și nu vorbești în limba română de 8 ani de zile. Eu spun că e în România de 8 ani. Și atunci de ce îl mai plătești dacă stă afară, să prin unde stă dânsul, pe la UEFA, am înțeles, și în România nu este, nu pronunți în românește și vii și ne vorbești în engleză să ne bați câmpii nouă, să-mi spui că la Florinel Coman n-a fost roșu, la companiu n-a fost roșu, iarăși nu dai galben la o altă, albu, împotriva lui Florinel Coman. Nu se sizează varul Hensu din careu în momentul în care a tras cum îi zice, corda. Da, știm, știm. Adică sunt lucruri pe care nu poți să treci cu vederea, să spui odată, greșești. Băi, o greșeală omenească, se mai întâmplă, nu numai la noi, la toate echipele se întâmplă lucrul ăsta. Bă, dar sunt greșeli în lanț. Nu poți să gândești decât că ți-aduce aminte și de meciul cu Voluntari, ți-aduce aminte de toate meciurile care domnul Sfeșnic le-a arbitrat și a nenorocit meciul. Păsteaua, nu. Și că... ce crezi? Încep să crezi ce? Că e chiar un arbitru? Crezi că e un arbitru săgeată împotriva Stelei? Nu știu, nu vreau să spun că e arbitru săgeată, dar e o rea intenție. Nu vreau să spun omului, domne, e coordonat de cineva. Nu. Dar se vede clar că e rea intenție, pentru că au început să apară și fotografii îmbrăcate în echipamentul când juca fotbal la CFR. Încep să le gândești cu toate. Acum, știi cum e, cam presă. Suspiciuni.
Nu poți să nu le gândești. Înseamnă că ar trebui să îi cereți demisia, ar trebui să-și dea demisia domnul Vasaras? Eu zic părerea mea că domnul Vasaras n-are ce căuta. Pune-mă, frate, un român, ai pe Crăciunescu, ai pe Porumboiu, mai ai foști arbitri buni, pe Avram. Da? Ai arbitri buni, ai avut arbitri buni în România, tot de UEFA. Da? Dar nu se poate să vii să ne arunci praf în noi și să ne și prostești ca pe fraieri, să mă pronunț exact așa, ca pe fraieri, să vii să ne spui, nu domnule, ai arbitrat extraordinar, când ai făcut jocul praf. Nu spune nimeni că acum trebuia, dacă dădeam noi, trebuia. Noi acum vorbim despre ceea ce s-a întâmplat pe arbitraj. Că normal ar fi trebuit, dacă era să fie așa, trebuia să o bagi în ațe până la urmă. Da? Dar noi vorbim din punctul ăsta de vedere. Că nu ne-a bătut acum, gata, mă, ne-a bătut în cauza arbitrajului. Dar altceva era când aveai eliminat, potoleai și jocul, îl potoleai, lăsai faza aia să curgă. Nu-i dădeai la lui Coman, da? Nu dădeai roșu la Coman, dar imediat dădeai la companiu. Și atunci potoleai jocul și le era frică.